Datorită răspândirii veștilor despre acest virus, subiectul carantinei a explodat în ultima vreme. Sunt sigur că te întrebi ce se întâmplă mai exact când ești în carantină. În mod general, scopul carantinelor este de a preveni îmbolnăvirea persoanelor sănătoase, astfel că persoanele care ar putea lua contact cu o boală contagioasă sunt ținute separat de restul populației până când este sigur că ceilalți nu sunt bolnavi. Acesta este un fapt tipic care se întinde pe durata de incubație a unei boli, adică perioada de când cineva preia infecția și până când simptomele își fac apariția. Acest lucru poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni. Aceasta se deosebește de izolare când oamenii au boala și sunt contagioși și sunt ținuți separat de cei sănătoși. Camerele speciale pentru izolare au propriul sistem de circulație a aerului și includ obiecte medicale precum ventilatoare, halate și ochelari de protecție. Atât carantinele cât și izolările reprezintă niște tactici aplicate pentru a încerca să oprească răspândirea unei boli și epidemiile, deși unii oameni de știință și-au pus niște semne de întrebare în legătură cu carantinele și etica ținerii oamenilor sănătoși închiși. Ei se tem că carantinele obligatorii ar putea face mai mult rău decât bine. Doctorii ar putea refuza să ajute comunitățile infectate, iar oamenii ar putea minți în legătură cu contactul cu cei bolnavi. Unii chiar au fugit din casele lor pentru a evita carantina. În jurul lumii, fiecare țară are propriile ei legi în ceea ce privește carantinele, dar cele care aparțin Organizației Mondiale a Sănătății ar trebui să respecte regulile acesteia. Trebuie să anunțe organizația când sunt identificate anumite boli infecțioase și să nu depășească limitele impuse de regulile admise. În Statele Unite, Centrul de Control și Prevenire a Bolilor este responsabil pentru simularea guvernamentală a carantinei pentru a preveni infecțiile să pătrundă în țară. Ei au stații de carantină în majoritatea orașelor aflate în apropierea frontierelor, aeroporturilor și porturilor. În interiorul lor se află ofițeri pentru sănătatea medicală și publică și ei sunt cei care determină dacă cineva are nevoie de carantină sau de izolare. Dacă este pus în carantină, ar putea fi trimis la o unitate guvernamentală, precum o bază militară sau în propria casă. În unitățile guvernamentale li se oferă mâncare și cazare și le este permis să-și contacteze prietenii și familia, în timp ce profesioniștii medicali le monitorizează sănătatea de 2 ori pe zi. În locațiile de carantină din Statele Unite sunt oferite cursuri de exerciții fizice și activități pentru copii, servicii pentru sănătatea mentală, deși unele persoane spun că tot se simte ca și cum ai fi la închisoare. În cazuri rare, poate fi pusă în carantină o întreagă zonă geografică, iar oamenilor nu li se permite să intre sau să iasă. Acesta se numește cordon sanitar și în prezent unul se desfășoară chiar acum în Italia. Acesta include peste 60 de milioane de oameni aflați în mai multe orașe. Străzile de acolo sunt tulburător de goale deoarece oamenii iau măsuri extreme pentru a evita contactarea virusului. Ei preferă chiar să beneficieze de servicii medicale de afară sau din mașină pentru a evita spitalele. Deci, tu ce crezi? Ar trebui permise carantinele obligatorii? Ce ai face tu dacă ai fi blocat în casă pentru săptămâni întregi? Trebuie să îți ocupi timpul cu ceva. Scrie-ne mai jos în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!